Metaversul, blockchain-ul și Web3-ul se unesc sub aceeași umbrelă. Multiverse X este starul X-Day, primul eveniment internațional organizat de CBNI de la Elrond. Prima zi a deschis-o Jean-Noël Barrot, ministrul francez pentru tranziție digitală. Concluzia: Franța este locul potrivit pentru ca Elrond să-și dezvolte metaversul. Ce este nou în comunitate? Wallet-ul primește un upgrade. X Launchpad va cuprinde de acum toate cele 3700 de proiecte deja existente în ecosistemul Elrond, iar versiunea 2.0 și versiunea 2.0 a Myer Exchange, care acum primește un nou nume, X Exchange. Sunt doar câteva dintre highlight-uri. Care este pulsul în Paris? Mergem la Marius Moroa, CEO Tokero. Salut, Marius! Bun găsit! Salutare! Suntem, o să încerc, scuze poate pentru condițiile transmisiunii, dar suntem chiar la fața locului. Am ieșit din sală pentru că uitasem de o oră că nu e sincronizată și a fost o întreagă peripeție să ajungem live. Mulțumim mult de tot că ți-ai făcut timp și pentru noi. Hai să vedem care este pulsul acolo, care sunt discuțiile și uite, ca să începem cu începutul, acest Exclusiverse, acest Metaverse, Multiverse X, pardon, mi se pare foarte interesant. Care au fost discuțiile acolo? Care sunt perspectivele? Este o intensitate foarte mare a lucrurilor. Cei de la Multiverse X, mai nou, mai zice Elrond, au reușit să... Un lucru pe care îl reușesc de obicei, să încheie foarte bine comunitatea, de această dată comunitatea internațională, nu doar cea din România, într-o locație fantastică, fosta bursă de valori din Paris. Este un hype, să zic așa, și un hype de această dată informativ, pentru că toată lumea știe, așteaptă hype-urile financiare, dar sunt multe schimbări în ecosistemul Elrond, schimbări care ne-au luat pe toți prin surprindere, chiar dacă poate s-au mai șușotit ușor diverse lucruri pe la corțuri. Toată lumea aștepta să vadă lucruri oficiale care toată ziua s-au întâmplat pe scenă și inclusiv acum, în momentul în care vorbim, se întâmplă. Se pare că este un pariu foarte mare al echipei Elrond pe ceea ce înseamnă metaverse și pe următorii ani de zile, care cu siguranță vor merge super, super mult în această direcție de metaverse. Și acolo și aici vreau să te întreb dacă vom vedea un parteneriat între Tokero și Elrond într-un viitor apropiat. Se tatonează de destul de mult timp aceste lucruri, după cum bine știți, poate am fost primit din România care am listat Elrond, avem mare încredere în echipă și lucrăm de multe ori îndeaproape. Cred că este vorba despre timing și dacă o să fie, se întâmple acest lucru, aș vrea să se întâmple cum s-a întâmplat astăzi în sală, să fie anunțat oficial pe o scenă. Rămâne de văzut, există multe puncte de legătură între echipa Elrond și echipa de Tokero. Dar încă o dată, este vorba despre timing și mi-ar plăcea să anunț totul la momentul potrivit, dar noi suntem super mari susținători, ca dovadă că iată suntem astăzi aici, că ne place ceea ce se întâmplă și iată că Elrond setează noi și noi standarde pentru toate fintech-urile din România, care văd că se întâmplă lucruri și că cu efort, cu muncă, cu perseverență, cu inovație, putem face lucrurile să se întâmple de acolo din România, în Franța și poate oriunde în această lume. Bun, și așa o ultimă întrebare scurt în 30 de secunde. Care sunt așteptările pentru următoarele zile și cu ce planuri ai plecat tu ca Marius Moroa și tu ca CEO al Tokero la Paris? Cred că toată lumea pleacă de astăzi cu ideea că se pot face foarte multe lucruri în ecosistemul Elrond și este bine să ținem aproape. Eram în sală cu cofondatorul Tokero, Sabin Simionescu, Chief Technical Officer, și își lua foarte multe notițe. A spus că este foarte interesant și din punct de vedere al programatorilor și din punctul de vedere a ceea ce pot să dezvolte proiecte pe ecosistemul Multiverse X. Pentru că ce mi-a plăcut foarte tare și îmi place la acest proiect, nu este vorba de o chestie centralizată care folosește doar Elrond, ci este un lucru pe care să-l poată folosi multe alte companii care să se integreze la ecosistemul Elrond și să facă viața mai bună și mai ușoară din punct de vedere financiar și tot ceea ce înseamnă aceste schimbări financiare majore, investiționale, care
vor avea foarte mult impact de acum încolo în viața noastră a tuturor și cred că mesajul general, dacă ar fi să spun asta, un mesaj general, este să nu rămânem în urmă, să rămânem în continuare informați, să vrem să fim alături de inovație, pentru că efectiv riscăm fiecare ca individ să rămânem în urmă și consider că nimeni nu-și dorește acest lucru. Bun, mulțumim mult, Marius, pentru prezență, distracție plăcută în continuare. Spor la treabă și o zi profitabilă. Mulțumesc tare mult! Uite ce interesant, avem primul eveniment Elrond pe care l-așteptam deja de peste un an. Acum, scopul lor principal pe care îl tot marketează în ultima vreme este să ajungă la 1 miliard de utilizatori. Scop pe care îl pot atinge inclusiv prin discuțiile pe care le-au avut vara aceasta cu BNR-ul pentru lansarea leului digital. Ce impact are însă acest eveniment asupra pieței cripto? Am văzut astăzi la începutul zilei o creștere de 5,6% pentru eGold. Acum eGold-ul este undeva la $59 cu un plus de 2,44%. Pe ecran avem și top gainers, câștigătorii zilei de astăzi. Avem BNB plus 2,5%, eGold, cum ziceam acum, este plus 2,92%, Matic plus 10%, EARC plus 50% și BAND plus 50%. Aceste creșteri sunt datorate totuși și de contractele options pe Bitcoin, care expiră astăzi în valoare de $640 de milioane, așa cum spuneai și tu mai devreme. Aici avem topul scăderilor din piață. Unde Bitcoin e... A început ziua în forță totuși, pentru că reușește să se mențină peste pragul de $20,000 pe unitate, acum este undeva la $22,000, totuși cu un minus de 1,5%. Ethereum, la fel, Ethereum Classic, în schimb, uite că acum mi-am dat seama, Ethereum Proof of Stake, cel pe care îl avem pe ecran, este minus 1,4%, totuși Ethereum Classic a continuat să crească în ultimele zile. Bun. Păi, eu zic să trecem mai departe. Mulțumesc pentru rezumat.